dintre perechile Cristina Rus, Bogdan Negrea și Raluca Arbat și Virgil Hudici. Iată aici se află lumânările care simbolizează visurile lor, dar una dintre aceste flăcări se va stinge, din păcate. Mai sunt doar 6 lumânări aprinse, pentru că săptămâna trecută, în urma votului vostru, a părăsit concursul și echipa formată din Viorel Sipos și Alexandra Cristea. Ei au dat dovadă de mult fair play și au câștigat simpatia publicului prin atitudinea lor optimistă. În această seară se duelează Bogdan Negrea, un nepot care visează un trai mai bun pentru bunicii care l-au crescut, și Virgil Hudici, un unchi iubitor care speră ca nepoțelul lui să poată fi tratat de autism în străinătate. Cine ne va părăsi? Cristina și Bogdan sau Raluca și Virgil? Numai voi aveți puterea să decideți, sunând sau trimițând un SMS la numerele afișate pe ecran. Și acum, haideți să mai vedem încă o dată poveștile acestor oameni extraordinari. Filmul, vă rog. Virgil Hudici are 38 de ani, este medic de familie, căsătorit și are 2 copii. Virgil visează să-i ofere lui Paul, nepotul și fiul lui, un tratament în străinătate pentru autism. A fost diagnosticat cu autism atipic, o boală psihică foarte gravă. Cauzele bolii sunt încă necunoscute. Tot ce știe Virgil e că Paul, nepotul lui de numai 3 ani, este închis într-o lume a lui. Să-mi spună ce durere are, ce vrea, ce îl bucură. Cred că asta își dorește fiecare părinte. El nu știe ce înseamnă viață, nu știe ce înseamnă bucurie. Virgil a încercat tot ce a stat în putință, dar salvarea lui stă în tratamente complexe, care se fac numai în clinici specializate din Anglia. Aveam senzația unui înger păzitor și o voce interioară m-a îndrumat pe dans. Bogdan Negrea are 17 ani și este din Timișoara. Visul lui este să le poată oferi bunicilor o locuință nouă în care să poată trăi mai bine. Pentru Bogdan, bunicii sunt adevărații părinți. Ei sunt cei care l-au crescut din puținul lor, l-au protejat și l-au înconjurat cu iubire. Ne-a încălzit sufletul la copilul ăsta care l-avem. Greutățile nu i-au ocolit. Se descurcă din pensiile mici ale bunicilor într-un apartament înghesuit și fără strictul necesar, cum ar fi o mașină de spălat sau un frigider. Când își vede bunica spălând, cu mâinile bătrâne și bolnave, inima lui Bogdan se strânge. Cei trei sunt o familie de 10 ani, de când li s-a întâmplat o mare tragedie. Mama mea a decedat cu 7 ani. În momentul ăla, viața mea s-a schimbat. Bogdan n-a putut trece peste moartea mamei lui, iar faptul că tatăl și-a refăcut repede viața alături de altă femeie l-a afectat foarte mult. Și astăzi m-am gândit că poate și ea ne vede de acolo de sus. Și poate foarte mă rog. Poate. Cristina, ironia a făcut ca din echipa premiată 2 ediții la rând să ajungeți la duel. Cum îmi explici lucrul ăsta? Ce s-a întâmplat? În viață trebuie să fii obișnuit să și pierzi, pentru că dacă te obișnuiești, cred că bucuria nu e atât de mare. Sperăm ca în această seară să ne votați, iar Bogdan să-și facă o viață mai frumoasă alături de bunicii lui. Pentru că nu știu cât timp o să mai fie alături de el. Cristina, nu uitați că trebuie să dați tot astă seară. S-ar putea să fie ultimul vostru dans aici la Dansez pentru tine. Dar asta nu înseamnă că visul tău nu e important. Asta nu înseamnă că nu trebuie să lupți până la capăt. Raluca! În această seară, oameni buni, vă rog frumos, oameni buni, vă rog frumos, cum vorbesc cu Raluca? Raluca, suntem în situația aceasta a doua oară, da? Și tu lupți alături de Virgil pentru visul lui, pentru a-l ajuta pe Paul să aibă o copilărie normală. Ce poți să-mi spui acum, aici? Poate că repetiția e mama înțelepciunii, nu știu. Dar așa spune un proverb de-al nostru. În orice caz, noi doi ne-am străduit foarte mult săptămâna asta să dansăm mai bine, să învățăm mai mult și să ne străduim mai mult pentru tine, Paul. Pentru că meriți.
Asemenea, visuri se pot împlini numai prin foarte multă muncă. Așa cum știți, echipele condamnate au trebuit să pregătească 3 stiluri de dans. Dar haideți să vedem cum s-au descurcat la antrenament. Vă rog. Când credea că le-a văzut pe toate, Virgil s-a trezit în fața unei noi experiențe. Un studio de știri. Asta pentru că Raluca a vrut să-l facă să uite măcar o oră de duel. Aflat în fața prompterului, Virgil a recunoscut că nu se gândește să-și schimbe meseria prea curând. După scurta pauză, cei doi au continuat pregătirea pentru cel de-al doilea duel pe care trebuie să-l înfrunte. Vineri seara, când la finalul misiunii s-a anunțat că noi suntem din nou la duel, mi-a căzut cer în cap. Într-un fel ne așteptam să cădem la duel după ce am dansat al doilea dans. E greu să treci printr-un duel. Psihic, emoțional. Echipa cu care ne duelăm de data aceasta este mai puternică față de echipa precedentă. Sunt noua coregrafă a lui Virgil și a Ralucăi și îmi pare foarte bine că am fost chemată aici. E o misiune extraordinară, am fost chemată chiar în cea mai mare luptă. Visul acesta chiar mi-a întors un pic sufletul. Sunt încrezătoare că o să dovedim și acest duel. Cristina și Bogdan, sunteți frumoși, dar noi suntem mai buni ca voi. Ula Iardeleanco, de data asta Brașovul o să fie fruncea, cum spun bănățenii, nu Clujul. Cristina și Bogdan au dovedit că sunt puternici, că pot fi împreună la bine, dar și la rău. Așa că au hotărât să meargă să se reculeagă înaintea încercării grele pe care o au de trecut. Cristina merge deseori la biserică, iar acum cu atât mai mult pentru că amândoi și-au pus toate speranțele în concurs. Cei doi s-au întors în sala de antrenamente mult mai motivați și încrezători și asta s-a văzut imediat. Cel mai urât sentiment e să intri la duel. E o nesiguranță totală, una la mână. Îți dă așa o stare psihică foarte proastă. Noi am încercat să dăm tot ce putem, dar emoțiile ne-au dovorât. Probabil că mulți nu au înțeles povestea reală. M-a impresionat foarte mult când mi-a spus că într-o zi, întorcându-se de la școală, și-a găsit bunicii mai supărați pentru că pur și simplu se gândea cum o să poată să-l întrețină. Iată-ne pregătiți de luptă de data aceasta alături de... Cu cine ne duelăm noi? Cu Raluca și Virgil. Oare s-au pregătit? Deci e atât de obositor, dar atât de frumos. Da. Nu o să uităm nici coregrafii voștri în seara asta, după cum am auzit. Voi ați avut ceva probleme cu coregraful vostru. O să vedem despre ce e vorba. Olivia, ai legătura, te rog. Sunt aici alături de Nadia și de Doina, cele două coregrafe ale echipelor condamnate. Bineînțeles că și aici emoțiile sunt foarte mari, poate la prima mână suntem tentați să trecem peste emoțiile coregrafilor și să le minimalizăm, dar lucrurile nu stau chiar așa, dimpotrivă. Nadia are emoții mult mai mari din mai multe puncte de vedere, pentru ea este un debut și un debut în prag de duel. Cred că nu ți-a fost foarte ușor. Ai reușit să faci tot ce ți-ai propus? Mai ai să le dai ultimele sfaturi? Da, deci mă bucur că mă aflu aici alături de Virgil și Raluca. Alături de visul lui Virgil. Deci soarta noastră este acum în mâinile spectatorilor, nu numai soarta noastră, dar și a lui Paul. Și le doresc să fie plin de viață și dăruire în scenă. Baftă! Baftă, le zic și eu, nu înainte de a o întreba pe Doina. Cu siguranță ai niște reproșuri să-ți faci. Crezi că fiecare în ultima clipă se gândește că ar fi putut să îngrașe port cu mai bine, mai mult. Ei, în general, au fost foarte bine pregătiți de fiecare dată. Emoțiile i-au încrucat foarte mult. De aceea aș vrea să nu uite cât de mult au muncit, așa că să lase emoțiile deoparte, să aibă multă încredere în ei, să se concentreze foarte bine și să nu uite ce ne-am propus. Chiar dacă va fi să ieșim, să ieșim cu fruntea sus. Eu oricum vă doresc mult succes, vă strângem cu toții pumnii, baftă! Mulțumesc frumos, Olivia! Iar acum,
Doamnelor și domnilor, pentru că urmează un moment atât de important, a venit momentul să vă dau și eu dumneavoastră câteva secunde de concentrare. La semnul dumneavoastră, începem. Publicitate! Partea distractivă a nutriției. Un pahar de lapte cald sau rece, gustul delicios Nesquik Plus și atenția ta sunt tot ceea ce trebuie pentru a-i vedea cum cresc sănătoși și fericiți. Descoperă partea distractivă a nutriției. Când descoperim nuanța pe care o iubim, dorim să o păstrăm strălucitoare pentru mai mult timp. Noua gamă Elsev Color Vive de la L'Oréal Paris. Acum cu 50% mai mult filtru UV. Combinația de agenți nutritivi și un filtru UV protejează și hrănește părul în profunzime. Preiau controlul culorii mele cu 70% mai multă strălucire a culorii. Noua gamă Elsev Color Vive de la L'Oréal Paris. Noroc, după muncă și răsplată. Caută inovația Cristin. Îți prezentăm ambalajul unic Freshbox pe care îl deschizi, îl închizi, îl deschizi, îl închizi și iar îl deschizi și îl închizi de câte ori vrei. Iar meselurile rămân la fel de proaspete și sănătoase. Cristin, îți place să mănânci sănătos? Dinții mei sensibili mi-au complicat viața. Lucruri simple precum cafeaua sau înghețata îmi provocau dureri. Am întrebat un specialist ce aș putea face. El mi-a vorbit despre Colgate Sensitive. Funcționează cu adevărat. Colgate Sensitive acționează imediat asupra cauzei, eliminând durerea cu o eficiență de neegalat. Este dovedit clinic. Specialistul a avut dreptate. Nu mă mai dor. Pot să mănânc câtă înghețată vreau. Colgate Sensitive. Protecție zilnică pentru dinți sensibili. When the sun comes up, the flowers carpets wet and it will shine upon the drops of dew that find a place to hide it, frighten paper space. They go their own, they find a way, try to connect, but with delay they disappear, they go away, the fear of space all today. Don't you think it starts with us? I just don't want to be wrapped in words that make me Nokia. Connecting people. Primola îți dezvăluie puterea gustului de ciocolată. Noua Primola amărui intensă, cu 57% cacao. Că toate șampoanele sunt la fel, acum e timpul să afli adevărul. Testele noastre arată că Head & Shoulders e de neînvins. Îndepărtează mătreața 100% și, în plus, ingredientele sale antimătreață rămân active după spălare, ajutând la păstrarea scalpului sănătos și la prevenirea reapariției mătreții. Recomandat de Centrul de Cercetare European P&G Eggham. Head & Shoulders. Cea mai bună cale de la mătreață la un păr superb. Vă prezentăm Toyota Land Cruiser. Cu asistență electronică la urcare și, bineînțeles, asistență electronică la coborâre și la frânare de urgență. Și nu uitați,
veți avea probabil nevoie și de asistență electronică la coborârea cu spatele. O legendă indestructibilă. Toyota Land Cruiser. Pro FM Best Hits. Pro FM și Cosmote te conectează la un super eveniment. Pro FM Best Hits, powered by Cosmote. De 13 ani, Pro FM a fabricat cele mai tari hituri, a consacrat cele mai nonconformiste vedete. Astăzi, în piața revoluției, Cosmote și Pro FM îți aduc cele mai tari hituri ale momentului. Vino în piața revoluției. De ziua Pro FM, 13 trupe cântă pe o singură scenă, alături de Cosmote. Astăzi, în piața Revoluției, trăiește o zi ca 13 ani cu Pro FM Best Hits. Cosmote, in touch with music. Și în acest moment suntem și pe Pro FM ca să intre lucrurile în normalitate, da? Așa, ok. Ziua. Mai tare, mai tare, să ne auzim, da? Cu toții. Bună ziua, bună așa ziua. Așa e, cu totul altceva. Bună da. Ziua, Mihai bună Gurei. Ziua. Non asemen sunt, salutare ca să ne și prezentăm, să salutare. Ne știm. Foarte și bine. La mulți ani. Mulțumim foarte mult. Și Class is in the house. Și Class is in the house cu Vlăduț și cu Florin. Da. 13 ani de Pro FM astăzi, cam ce vă spune vouă? Avem aproximativ aceeași vârstă și Pro FM și trupa noastră. Noi avem cam 11 ani, voi aveți 13. Ce să zic, ne leagă foarte multe amintiri. Mie mi-a rămas ceva în minte de la Clas foarte clar. E vorba despre Adu-i Doina, de la începuturi. Și eu mi-aduc aminte exact același lucru. Concertele Pro FM, acelea cu multe trupe, și era Clas, care au o chestie absolut diferită, distinctă ca sound. Și publicul a început, reacționa așa un pic mai, nu prea știa ce să facă, cum să reacționeze. După care lumea intra in the vibe, pentru că Clas a devenit între timp un nume mare. Avem multe piese în minte și multe piese în computere cu Clas pe care le tot difuzăm și am avut multe hituri în topurile Pro FM cu Clas. Din ce mi-aduc eu aminte, într-o zi, astea mai recente, ultima piesă... Nu, ultima, într-o zi, mi-a plăcut mie foarte mult. Noi am avut Te visez mereu, mare, mare, mare succes a avut, Te visez mereu, sigur că da. Și ați avut și câteva song-uri făcute pentru Pro FM, exact. Evaroie Pro FM. Un succes 3. Demențial a fost Evaroie Pro FM, demențial. Clas, de altfel, este un nume foarte mult legat de Pro FM, cred eu, și așa am simțit și așa am trăit toți anii ăștia de Pro FM. Da, să reamintim tuturor ascultătorilor și telespectatorilor că astăzi Pro FM împlinește fix astăzi 13 ani, fix 13 ani, astăzi 15 aprilie. Pe de-o parte. Pe de altă parte, fiecare oră de emisie este dedicată unui an. Acum, ora aceasta, între 4 și 5 după amiază, este dedicată anului 2002. Așa că o să ascultăm și cântece din 2002, o să vorbim despre anul 2002, o să vedem ce campanii au fost în 2002 pentru Pro FM, ce evenimente importante și așa mai departe. În 2002 a avut Clas single? A avut un cântec? În fiecare an am avut single, dacă nu mă aduc aminte. În 2002 cred că au fost chiar mai multe. Da. În 2002 e posibil să fi fost într-o zi. Într-o zi. Da. Nu, a trecut mult prea mult timp de atunci, nu? Da. Vreau să urez și eu la mulți ani cât mai apuc Pro FM-ului și în primul rând să le mulțumesc pentru o atitudine pe care a avut-o pe piața românească de media, una foarte bombastică pentru mine la început, dar care în final s-a impus și toate celelalte trusturi s-au luat după această atitudine și au dus-o mai departe, și anume pro-occidentală în sensul bun al cuvântului, adică lucruri foarte, foarte noi și foarte hip, care acum văd că funcționează absolut peste tot. Iar la început, în perioada generației pro, chiar era absolut surprinzător pentru toată lumea ce se întâmpla și la ce dimensiune se întâmplaseră lucrurile peste noapte și ce gen de imagine se promova în momentul ăla. Și ce stil, cât de nou suna totul. Eu, dacă nu te super nou, aș insista un pic pe promovarea muzicii electronice în general la Pro FM de-a lungul anilor. Avem timp ora în special în 2002 și de ce nu în toți anii, și aș vrea să pomenesc câteva emisiuni și câteva nume de care cu siguranță telespectatorii și-aduc aminte. Ar fi Deep Beats cu DJ Slick, Zona Liberă lui Vasile, BPM-ul lui DJ Radu, Ministry of Sound, Carl Cox Show, Diege, emisiunea oferită de British Council, Sofa Mix, de ce nu, cu DJ Mike și multe, multe alte emisiuni de gen. Ok, avem timp, vă spuneam ora asta, dedicat anului 2002 și muzice electronice. Deocamdată ne luăm rămas bun de pe Pro TV, rămâneți cu Pro FM.
Mai stăm? Ok, mai stăm, perfect, perfect. Am primit un semn care îmi spunea că gata, da, e bine că mai stăm, e bine, deci continuăm. Nono, ce amintiri ai tu din 2002? Sunt curios. Din 2002, stai că mă uit și spun imediat. Cred că a fost o campanie cu flori pe biciclete pentru cele mai frumoase fete. Dacă e legătură, dacă are legătură cu fetele, îți dai seama. Dar, deocamdată, papa de pe ProTV, ne vom întoarce, ne vom întoarce să mai aflați de la noi ce se întâmplă astăzi pe ProFM la 13 ani aniversari și să nu care cumva să uitați astăzi seară. Mare, mare concert. Revoluției, da, de la ora 7, ok? Bye, ne întoarcem pe ProFM imediat. ProFM Best Hits. Băieți de băieți. Uite la Robin. Într-o gașcă puternică. As you know, today I called in an emergency meeting. Cu reguli foarte stricte. Just tell me swear to be an email and hey women and not play with them or talk to them unless I have to. Până când apare ea. Revoluția începe. Micuții șmecheri, duminică la ProTV. Distracție la greu. Don't do me any favors. I won't. Fine. Și certuri din plin. I am not sure, but it's serious. Astea sunt principiile lor. You say something, yes. I had sex with a girl. Oliver's not stable, he's dangerous. Dacă nu-ți plac, mai au și alte. That is awesome! Mine. Trebuie. She's gonna be nice to him for his money. Rebel în California. Duminică, numai la ProTV. Doamnelor, domnilor, bună dimineața. Și bun găsit la știrile dimineților de weekend. Pe scurt, ziua va fi frumos, așa că puteți să aveți încredere. De la Sibiu, la Constanța, în centrul Iașiului, Tovarea Prahovei, în Brazilia, la Carnaval. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, Cristi, dimineața tuturor. Bună dimineața tuturor. Jos uniformele, aruncați dosarele, uitați de infractori și urmăriți și petreceți. Mașa trebuie să fie întotdeauna plină cu băutură foarte scumpă, iar dușmanii mulți la număr. Asta vă așteaptă în acest weekend la ora 8 la știrile dimineților de weekend. Ține pasul cu știrile dimineților de weekend, sâmbătă și duminică, numai la ProTV. Bine ați minte când vă vizitam acum 3 ani de zile? La revedere! Profesoara de vorbire s-a dat la mine și Alex și-a aruncat o colecție de reviste sexy. Pentru mine, revistele sexy sunt un capitol încheiat. Care este mai importantă? Lungimea relației sau tehnica de a găța? Hei, păpușă blond, vrei să ne... Adina, hai, afară! Da, 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 afară, da, da, v-am ridicat slăbuța! O proastă? Cu aia nebunii de tot, ieși afară! În fiecare duminică, numai la ProTV. La bloc, povestea merge mai departe. Luni, numai la ProTV. ProCinema împlinește 2 ani și te surprinde cu o excursie pentru două persoane în capitala distracției, Amsterdam. Găsește pliantul ProCinema în edițiile ProTV Magazin din 3 sau din 10 aprilie. Prinde între 10 și 30 aprilie indiciul inserat în filmul de la 10 seara. Ia-ți doza de distracție și nu pleca din fața televizorului. S-ar putea să ajungi în orașul libertății maxime. Ești dependent de filme tari. Foarte bine! De 2 ani, ProCinema te prinde! Atenție! Consumul excesiv de ProCinema te poate duce la Amsterdam. Am revenit la Dansez pentru tine, locul unde în foarte scurt timp se va da un duel pe viață și pe moarte. Virgil, trebuie să spun că am vrut și astăzi să-ți facem o surpriză, la fel ca înaintea primului duel în care ai fost implicat, și anume de a fi în legătură cu cei dragi ție într-un duplex.
Din păcate nu am reușit acest lucru. Însă am reușit să-i aducem pe susținătorii tăi chiar aici, la Dansez pentru Tine. Ei se află acum la cabine alături de colega mea Olivia și de-abia așteaptă să spună câteva cuvinte. Olivia, te rog! Ștefan, trebuie să spun că prietenii și rudele lui Virgil au venit, nu exagerez, cu mic, cu mare, tocmai în buftea ca să-l susțină pe Virgil. În primul rând vreau să vorbesc cu soția lui Virgil, care este chiar aici lângă mine. Virgil este un mare luptător care se află pentru a doua oară în pragul unui duel. Spune-mi, ce mesaj ai să-i transmiți? Că suntem alături de el și eu sunt convinsă că o să treacă și de duelul acesta. Deja nu cred că mai are emoții și îl și văd învingător. Probabil că el nu are, dar noi cu siguranță avem mari emoții. Mihai, tatălui Paul, băiatul care suferă de autism, nepoțelul lui Virgil, este, deci tatălui este și el aici cu mine și aș vrea să-l întreb pe Mihai. Mihai, ce ai simțit săptămâna trecută când ai văzut că Virgil și Raluca au fost condamnați pentru a doua oară la duel? Am fost un pic dezamăgit, dar sper că vom merge până la capăt și o să trecem peste tot. Mult succes și tot înainte. Tot înainte. Una dintre susținătoarele, poate cea mai înfocată a lui Virgil, este mama lui prezent aici. Ea nu putea să lipsească. Bună seara, doamnă! Bună seara! Mă bucur, am emoții și aș dori ca fiul meu și Raluca să câștige. Le doresc mult noroc. Am emoții, mamă! Și bineînțeles, Virgil, cu siguranță că te așteptai și băieții tăi sunt aici, Alex și Dani, iar Alex ține morțiș să-ți transmită un mesaj. Spune-i lui tati, ce-i transmiți? Să câștigi. Foarte scurt, foarte cuprinzător, Virgil. Și nu închei înainte să le dau cuvântul tuturor susținătorilor, să știi că nu i-am numărat, i-am întrebat câți sunt și mi-au spus din prima fără număr. Deci un mesaj fără număr de la toți susținătorii tăi, sunt și foarte mulți pacienți aici, pacienții tăi, Virgil, rude și foarte mulți prieteni care au acum să-ți transmită un mesaj, vă rog. Hai, Virgil! Deci din partea noastră ai toată susținerea, Virgil, îți dorim baftă, îți ținem pumnii să dai tot ce ai mai bun din tine. Virgil, cum te simți tu acum cu toți oamenii ăștia dragi ție aici? Aici, la doi pași. Mă ajută foarte mult, aveam multe emoții înainte, dar acum am prins curaj și vreau să le mulțumesc prin spectacolul pe care îl vom face prin dans. Hai, Virgil! Ok. Bogdane, știu că tensiunea este foarte mare. N-aș vrea să fiu în locul tău acum. Știu lucrul ăsta. Dar sunt aici lângă tine și aș vrea să vorbim cu cineva. Cu Cristina, nu. Cine să vorbim? Să vorbim cu cineva. Fii atent aici. Laura, mă auzi? Alo, bună seara! Bună seara de la Timișoara, vă spunem acum. Bună seara, Ștefan! Bună seara tuturor! Ceau, Bogdan, așa cum obișnim noi să ne salutăm aici. Să știi că toată Timișoara vorbește în aceste momente doar despre ambiția, despre curajul tău, despre dorința ta de a-ți împlini un vis. Acela de a le duce bucurie celor pe care tu iubești atât de mult și care la rândule te iubesc enorm. Vă salutăm de aici, vă spunem că suntem foarte mândri de voi, de amândoi și de tine și de Cristina. Ne dorim foarte, foarte, foarte tare să câștigi. Ei bine, în această seară ți-am pregătit mai multe surprize. Una dintre ele ar fi aceea că lângă mine se află cel mai înfocat susținător al tău. Este nimeni alta decât bunica. Bună seara, doamnă! Bună seara! Văd că aveți lacrimi în ochi, bine ați venit! Bine v-am găsit! Ce înseamnă această dorință a lui Bogdan de a câștiga concursul pentru dumneavoastră? El ne iubește foarte mult și noi îl iubim pe el și de acolo de sus cred că îl iubește și mama lui. Ce credeți că se va întâmpla în seara asta? Sper să meargă înainte. Din tot sufletul? Din tot sufletul, îi doresc să meargă înainte. Nu plângeți, doamnă, că s-ar putea să fie totuși lacrimi de bucurie, cred eu, dar să știi, Bogdane, că surprizele nu se opresc aici. Lângă mine se mai află cineva. Acel om care ți-a pus pentru prima oară în picioare pantofii de dans
el însuși un mare dansator, este vorba de bunicul tău. Bună seara, domnule Istrate! Bună seara! Câștigă Bogdan duelul în seara asta? Sper să câștige, el e ambițios și atunci a spus că s-a încurcat puțin, dar eu am toată convingerea că o să câștige și îi țin vârme și îi doresc mult, mult, mult succes. Bogdane, ar mai fi ceva de spus. Am să-ți împărtășesc un secret. Știu că ai foarte, foarte mulți prieteni aici, în Timișoara. Ei bine, cu toții, astăzi n-au stat o clipă și vorbesc despre prietenii tăi din copilărie, despre colegii de școală, despre colegii de la ansamblu Timișul, despre colegii de la ansamblu Doina Timișului. Ce crezi că au făcut ei astăzi, toată ziua? Au compus mesaje de încurajare, au pictat zeci și zeci de bannere, chiar au făcut torturi și prăjituri pe care le vor mânca în cinstea ta. Și ei cu toții s-au adunat în această seară în piața Operei, numai și numai ca să te susțină. Să vedem ce se întâmplă acolo acum. Bogdane, nu uita, noi toți te iubim, suntem alături de tine. Orice s-ar întâmpla această seară, pentru noi ești un vingător. Toată Timișoara este alături de tine, colegii tăi de la coreografie. Vreau să-ți fac o surpriză, te rog să te uiți la ei. Hai, vă rog! Hai, băieți! Hai, Bogdane! Bogdan, te aude întreaga piață din Timișoara. Spune-le ceva. Vă mulțumesc din suflet că îmi sunteți alături. Contează extraordinar de mult pentru mine. Și trebuie să ieși învingător. Promit că încerc să fac tot posibilul. Bine seara, te susține Timișoara! Bogdane, bine seara, te susține Timișoara! Extraordinară atmosferă. Timișoreni nu se desmint nici de această dată. Uite ce e acolo, Bogdane. Uite ce e acolo. Bogdane, bunicii tăi sunt cei mai înflăcărați susținători. Ei te aud acum. Spune-le și tu ceea ce simți în momentul ăsta. Vă iubesc și vă promit că lupt pentru voi în această seară. Vă iubesc enorm. Mulțumim frumos familiilor, concurenților noștri. Sper că v-au mai trecut emoțiile, pentru că, doamnelor și domnilor, a sosit momentul duelului. Voi cei de acasă, fiți alături de ei și votați-i, pentru că au nevoie de voi. Numele de telefon sunt afișate chiar acum pe ecran. Oameni buni, mai este loc de tensiune acolo acasă la voi? Pentru că începem duelul. Sper că da, pentru că al treilea duel la Dansez pentru Tine există în această secundă și o nouă echipă urmează să fie eliminată. Vă rog să vă ocupați pozițiile. Veți dansa cele două stiluri de dans de data trecută, cha-cha și twist. Baftă multă tuturor! Mă retrag și începem numărătoarea inversă. 5 4 3 2 1 Duel! Muzica! DJ!
twist.